Vestitorul Ortodoxiei, revista de informații bisericească a Patriarhiei Române, a împlinit astăzi 30 de ani de la apariția primului număr. Cu acest prilej, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare și binecuvântare pentru colectivul redacțional, susținătorii și cititorii publicației. Evenimentele de acum 30 de ani care au provocat schimbarea de regim politic în România au avut ecouri în organizarea și în viața Bisericii Ortodoxe. Prima mărturie scrisă a bisericii noastre privind transformările din societate a fost reprezentată de publicația Vestitorul Ortodoxiei Românești. Tipărirea primului număr în zilele tensionate ale finalului lunii decembrie din anul 1989 a legat începutul periodicului Patriarhiei Române de chemarea jerfelnică a Bisericii lui Hristos, caracteristică eroismului românilor care au făcut posibilă căderea regimului comunist. Pe de o parte, în a treia zi de Crăciun, la praznicul Sfântului Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, vrednicul de pomenire patriarh teoctist a binecuvântat inițiativa noastră, pe atunci protosinghel și consilier în cadrul Departamentului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic al Administrației Patriarhale, de a pregăti un nou proiect editorial, Acestei inițiative s-au alăturat în al preasfințitul părint arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, pe atunci arhimandrit și inspector patriarhal pentru învățământul teologic, vrednicul de pomenire episcop vicar Roman Ialomințeanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și domnul Teodor Baconski, la acea vreme doctorand și redactor la editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel că, sub inspirația bucuriei darului libertății adus de ieșirea de sub dictatura comunistă, în mai puțin de trei zile, a fost realizat primul număr al periodicului Vestitorul Ortodoxiei Românești. Acesta a fost tipărit în noaptea între 28 și 29 decembrie, la efortul Colegiului Redacțional, asociindu-se cel al ostenitorilor tipografiei Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, aflat sub coordonarea regretatului părintă director Sabin Verzan. Început la 27 decembrie 1989, cu prilejul pomenirii Sfântului apostol, întâiul mucenic și Arhidiacon Ștefan, acest nou proiect de presă scrisă Bisericească s-a concretizat în 29 decembrie 1989, la pomenirea sfinților 14.000 de prunci, uciși din porunca lui Rod. Comemorarea uciderii pruncilor din Betleem a marcat simbolic apariția periodicului cu referire directă la prima săptămână trecută de la începutul Revoluției Române, când au murit mulți tineri români. La împlinirea a 30 de ani de apariție a vestitorului Ortodoxiei, mulțumim preasfintei trăim pentru darul făcut bisericii noastre pentru lucrarea de misiune mediatică, realizată și prin apariția neîntreruptă a acestei publicații bisericești. Acum îi felicităm și îi binecuvântăm pe membrii Colegiului Redacțional, pe toți ostenitorii, susținătorii și cititorii publicației. Continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să sporească bucuria celor ce vestesc iubirea smerită și milostivă a lui Hristos și lucrarea Bisericii sale în viața poporului român. Periodicul Vestitorul Ortodoxiei face parte începând cu anul 2008 din publicațiile Lumina ale Patriarhiei Române.